Un tânăr din Mehedinți a vrut să-și pună capăt zilelor. Supărat după o ceartă cu iubita, acesta s-a aruncat pur și simplu în fața unei mașini. Întreaga scenă a fost filmată de un prieten al acestuia. După o ceartă cu iubita din cauza banilor, tânărul a vrut să își încheie socotelile cu viața. Totul în prezența prietenilor săi, care au încercat să îl convingă pe tânăr să nu recurgă la acest gest, dar nu au reușit. Convinși că nu va avea curajul să sară în fața mașinii, au început să îl filmeze. Ce a urmat i-a șocat. Tânărul s-a aruncat în fața unei mașini și a fost proiectat câțiva metri în aer. În urma accidentului, tânărul s-a ales cu clavicula ruptă și cu alte leziuni, iar șoferul cu o vizită la poliție pentru declarații. Oh,